Independența localității Sampere del Torelu a fost stabilită prin intermediul unui referendum care a avut loc la începutul anului 2009 în peste 200 de orașe catalane. Atunci 96% din cei 2500 de locuitori ai localității situate în nord-estul Spaniei au votat pentru independență. Săptămâna trecută, guvernul regional a solicitat un ajutor de peste 5 miliarde de euro din fondurile de stat. Mulți dintre locuitorii acestei regiuni cred că ar trăi mai bine dacă autoritățile ar dezvolta un sistem propriu și autonom de impozitare, la fel cum se întâmplă în țara baștilor. Noi înțelegem un lucru esențial. Catalunia se află într-o situație de urgență națională. Guvernul și Parlamentul catalan, precum și toate partidele politice, trebuie să reacționeze. Din punctul nostru de vedere, problemele din Catalunia, sau cel puțin o mare parte din ele, pot fi rezolvate cu independența, deoarece vom face apoi propriile noastre politici. În afară de steagurile arborate la balcoanele locuințelor acestei așezări din nord-estul Spaniei, localitatea Sampere del Torelu arată ca oricare alta. De altfel, sentimentele regionaliste au existat de secole în această zonă, dar s-au accentuat în ultima perioadă, în special din cauza crizei economice actuale. Catalanii au tradiții diferite față de alte regiuni ale Spaniei. Ei vorbesc o altă limbă și au un alt timp, iar în timp ce Spania își sărbătorește Ziua Națională pe 8 octombrie, în Catalunia aceasta este marcată pe 11 septembrie. Cu acest prilej, aproximativ 1,5 milioane de manifestanți au participat la Barcelona la un marș la care au cerut independența provinciei autonome. Protestatarii au acuzat guvernul central că antrenează această regiune în spirala crizei europene. Catalunia generează aproximativ o cincime din producția economică a Spaniei, dar are și cele mai mari datorii. Regiunea contribuie cu aproximativ 16 miliarde de euro pe an la produsul intern brut al țării, iar cei mai mulți analiști sunt de părere că este o sumă exagerată cu care s-ar putea pune pe picioare economia catalană.